O să rog să ia cuvântul primul vorbitor de astăzi. Este vorba de doamna Ana Maria Iaconescu și o să o invit să și prezinte, având în vedere că nu am datele necesare pentru a-i face o prezentare așa cum se cuvine. O să încerc la finalul dezbaterii, când voi fi mai bine informat, să fac și asemenea observații privind calitățile de bun vorbitor, pentru că bun întreprinzător, cu siguranță că presupun că este ale doamnei. Vă rog, doamna Iaconescu. Bună ziua, domnule Alexandrescu, vă mulțumesc foarte mult pentru această introducere. În primul rând, mulțumesc de asemenea Media 1 pentru această invitație. Este o deosebită plăcere și onoare pentru mine să vorbesc astăzi, să reprezint Grecia în acest panel, care evident pune un focus important pe investițiile străine directe în România. Eu sunt director la Camera de Comerț Eleno-Română, iar noi, Camera, colaborăm foarte strâns cu Ambasada Greciei la București. Iar datele pe care le voi prezenta astăzi sunt lucrate împreună cu secția comercială a Ambasadei. De asemenea, mulțumim foarte mult în acest, am această posibilitate să mulțumesc și Institutului de Statistică, care de fiecare dată ne ajută foarte mult și avem acces la date care sunt corecte. Cu permisiunea dumneavoastră, am să fac share screen la prezentarea mea. Mai puțin, desigur. Să-mi spuneți dacă o aveți pe ecran. Este ok? Se vede pe ecran? Mă auziți? Se vede pe ecran prezentarea? Se vede fereastra de PowerPoint, vă rugăm frumos să faceți prezentarea în full screen. În full screen imediat. Numai puțin. Imediat. Așa este bine? Da, este în regulă, vă Vă mulțumim mulțumesc frumos. foarte mult și mulțumim foarte mult echipei tehnice. Într-adevăr, în această perioadă apreciem din ce în ce mai mult suportul dumneavoastră. Este de mare ajutor în prezentările acestea online. Deci, așa cum vă spuneam, această prezentare a fost lucrată împreună cu colegii noștri de la secția comercială a Ambasadei Greciei la București. Ce aș vrea să menționez este că datele sunt luate atât de la Institutul Național de Statistică, cât și de la Banca Greciei, de la Banca Națională, de la BNR și de la ANAF. Și, de asemenea, am lucrat în colaborare cu compania ICAP. Am făcut o selecție cu cele mai importante informații care eu consider că sunt de ajutor pentru audiența noastră. Aș vrea să încep cu faptul că România pentru Grecia este al 16-lea cel mai important partener de comerț pentru anul 2020, iar Grecia pentru România este al 10-lea exportator. Cu siguranță, vă puteți imagina că, în special, industria alimentară reprezintă un segment foarte important. Românii fiind foarte mult interesați de produsele alimentare din Grecia, acest lucru fiind foarte mult ajutat în ultima perioadă și de fluxul foarte mare de turiști pe care România i-a avut în Grecia. Românii, când se întorc, deci, din vacanță, evident, doresc în continuare să folosească produsele alimentare din insulele sau din zona capitale vizitate. Ca și destinație de investiții străine, Grecia este pe locul 8, cu un total de 3,8% în total investiții străine în România, cu un portofoliu de 162 de milioane de euro. De ce grecii ne preferă pe noi?
Cu siguranță avem și o istorie foarte lungă. Anul acesta s-au împlinit 200 de ani și noi am sărbătorit 200 de ani de la crearea noului stat elen. Să menționăm că Revoluția Greacă a început în România, în Drăgășan, deci în general există niște rădăcini foarte puternice și niște relații extraordinar de puternice. Relațiile de asemenea diplomatice între România și Grecia sunt la 140 de ani, este o cifră foarte, foarte importantă. Din punct de vedere evident economic, România este o țară membru a Uniunii Europene din 2007. Poziția geografică ajută foarte mult. Suntem o țară cu un market foarte mare, o piață foarte mare pentru ei. De asemenea, din punct de vedere fiscal, taxa noastră de 16% este foarte atrăgătoare pentru companiile care vin să-și deschidă o filială aici în România. Așa cum spuneam și la început, Grecia este pe locul 8 ca și investitor străin în România și numărul total de companii la finalul anului 2019 a fost de 7648 de companii. În slide-urile următoare voi face o mică prezentare a acestora. Așa cum vă spuneam, avem aici Grecia pe locul 8 cu 7648 de companii. Stăm bine, aș spune, având în vedere faptul că Grecia nu este o țară mare, nu ne comparăm cu Polonia, de exemplu, care vedem că este, sau Turcia, care este pe locul 16. Ce aș putea să spun de asemenea este că din informațiile noastre, chiar dacă cifrele nu arată, noi considerăm că am putea fi chiar pe locul 6, pentru că sunt foarte multe investiții care nu se fac direct din Grecia, ci vin prin Cipru sau prin Luxemburg și atunci ele fiind evident cu fiind grecești, dar vin în mod indirect și atunci nu sunt menționate ca și țară Grecia. Deci noi așa ne lăudăm că undeva suntem pe locul 6, dar oficial evident suntem pe locul 8. O evoluție așa în timp, din anul 2005 până în anul 2019, observăm evident că în anul 2010 a fost un boom, am ajuns la 3,8 milioane de euro. Există o scădere, după cum vedem, în 2015 2,6, iar acum în 2019, când sunt ultimile date disponibile, aproximativ 2 milioane de euro. În schimb, numărul companiilor cresc și ce aș dori să menționez, și acest lucru chiar a fost într-una dintre întrevederile pe care le-am avut cu doamna ambasador, cu doamna Gramata a Greciei la București, chiar spuneau că au fost inclusiv în perioada pandemiei, când totul era închis, au avut cereri de și companii noi grecești care s-au înscris la secția comercială și observăm că în martie 2021 numărul acestor companii a ajuns la 7904. În general, ce putem să spunem este că Bucureștiul este într-adevăr orașul și deci care se bucură de cea mai mare prezență a investitorilor greci, iar ca sector de activitate, retail-ul urmat de construcții și servicii medicale, aș menționa, sunt pe primele locuri. Aș vrea doar să menționez că într-adevăr, avem foarte, foarte multe companii care sunt în toate domeniile, de la bănci, industria alimentară, modă, construcții, servicii de audit, absolut. Consider că noi chiar, Grecia chiar a acoperit și încearcă pe cât posibil să aibă cât mai multe companii. Numărul evident, așa cum o să vedem și în continuare, al companiilor care sunt într-adevăr active este la cam spre 2100 de companii. În general, 2095 sunt într-adevăr 7100 înregistrate, dar 2095 sunt cele active, iar ca segmentare aș putea spune că în general sunt companii micro. Așa cum vă spuneam și înainte, retail-ul este zona cea mai căutată, urmată de servicii, segmentul de construcții real estate, segmentul medical. Ca și turnover, pe acest slide putem vedea, așa cum spuneam și înainte, partea de retail, care este foarte, foarte importantă.
Și aș dori să închid această prezentare, cu segmentele din perspectiva investitorilor greci cu potențial de dezvoltare și de investiție pe viitor. Ne referim aici la proiecte de infrastructură. În special, am observat partea de agricultură este foarte interesantă pentru investitorii greci, energia, IT, digitalizare și, evident, programele europene. Vă mulțumesc foarte mult! Aceasta a fost prezentarea. Am să opresc acum stop sharing. Nu știu dacă am reușit și dacă am fost de ajuns și dacă m-am încadrat în timp. Am zis să nu întârziem și noi la rândul nostru pe ceilalți. Domnul Alexandrescu, dacă doriți să menționați ceva, să mă întrebați ceva, aveți ceva de adăugat la această prezentare, cu mare drag.